Urban Titu și-a impus supremația în fotbalul dâmbovițean la finalul unui sezon excepțional. După ce a câștigat titlul județean, echipa antrenată de Marian Vătavu a mai cucerit un trofeu, Cupa României faza județeană, reușind astfel eventul. Finala s-a jucat într-o atmosferă superbă pe stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște, cu 2500 de oameni în tribună. Campioana din acest sezon, Urban Titu, a depășit campioana sezonului precedent, Recolta Gurașuții, cu 3-0, golurile victoriei fiind reușite de Marius Vlad, Crinel Stoica și Nicolae Moțoi. Finalul a adus o explozie de bucurie pentru jucătorii de la Titu, care au sărbătorit alături de suporteri. Trofeul a fost înmânat de legendarul antrenor Dumitru Dumitriu. Dar de vreo aveți imagini cu diferite jucătorii de la Titu care a câștigat în acest an tot ce se putea. Acest an campionatul a câștigat cu care veni pe 16 și 23 iunie. Urmează un baraj de foc pentru prelevarea în Liga 3. Va fi un an perfect pentru Urban Titu. M-a surprins, au jucat peste nivelul unei echipe. Amândouă echipe peste nivelul unei echipe de... Eu țin cu Titu pentru că ginerele meu este capitanul echipei Titu. A doua vreau să vă spun că eu am călcat aici prima dată acum 60 de ani. Când am venit la echipa din Târgoviște, fără rapid. Am o amintire foarte frumoasă. Pentru Urban Titu, laureata județului Dâmbovița, urmează barajul de promovare în Liga a treia cu Metropolitanii Șalnița, campioana din Dolj, pe 16 și 23 iunie.